Denis, cum vezi partida de mâine? Da, un meci destul de dificil. O echipă foarte bună, chiar dacă au avut două rezultate negative, nu zic că vor fi montați și ei și vor încerca să-și repare greșelile. Noi vrem să ne facem jocul și să luăm cele 3 puncte. Cum te simți după accidentarea acum cu ce ai revenit? Mă simt bine, ușor, sper să pot să joc un meci întreg. Nu mai simt nicio durere, ca să zic așa, doar e vorba de pregătirea fizică și sper să încep să ne La Ghent ai fost aproape de gol. Da, chiar după ce intrasem am avut o ocazie mare, dar pare rău că nu am putut să marchez, era încă un gol în plus, cred că cântărea enorm pentru noi în meciul retur. Cum ai simțit în teren forța adversarului? La televizor a fost mai vorbit. Da, e clar că fotbalul din Belgia e un fotbal foarte puternic, în dezvoltare, dar nu părerea mea că în retur putem face un rezultat bun, chiar dacă am primit 6 goluri. Am făcut niște greșeli și eu sper să nu le mai repetăm în retur. Moral, sunteți bine așa că ați revenit după meciul din Belgia? Da, v-am spus, am analizat. Avem în față un meci de campionat, trebuie să trecem peste și ne interesează următorul meci. Marco, cum vezi partida cu Permașteasa? Da, va fi o partidă dificilă, mai ales că noi venim după acest meci în Belgia. Am făcut și foarte mult drum, am ajuns ieri seară, dar noi, dacă suntem mental bine, sunt sigur că vom face un meci bun. Poate fi așa un test pentru dreptul cu legii? Adică va fi oricum, dar e binevenit meciul ăsta? Da, normal, orice meci e binevenit. Va fi un test acest meci, este un meci de Liga 1. Trebuie să-l tratăm cu prio și sunt sigur că la meciul de săptămâna viitoare vom fi pregătiți 100%. Ești pregătit în caz de se va apela la excepționare de primul minut? Mâine sau? Mâine, deodată. Normal, sunt pregătit. La fiecare meci am fost pregătit. Eu am semnat acum 2 săptămâni jumate, nu am fost 100% pregătit fizic, dar acum mă simt la capacitate maximă. Au fost unele greșeli așa în defensivă la Belgia. Cum bănesc că o să vii acum cu un sânge nou în defensivă, în apărare acolo? Da, au fost greșeli la fiecare gol, dar nu putem să dăm vina pe defensivă. Toată echipa a jucat, a fost un meci colectiv, deci nu putem să dăm vina doar pe anumiți jucători. Vreau să vin cu un plus la această echipă și să ajut cât mai mult. Oricum, fundașii au făcut treaba ofensivă, că au dat 3 goluri. Dar nu contează cine marchează. Oricine marchează este important pentru noi. Important este să câștigăm, să ne facem jocul nostru. Iar eu, dacă pot să ajut echipa cu acest gol, cu un gol, va fi foarte bine.